elegante și grațioase, zeci de mașini istorice au oferit un spectacol inedit în ambianța plăcută oferită de cetatea medievală din Târgu Mureș. Cea mai frumoasă mașină nu a fost desemnată însă ca fiind cea mai scumpă, ci s-a ținut cont de anumite criterii. Juriul lucrează mult mai tehnic, uitându-se la detalii, la amănunte la fiecare mașină în parte, la elementele de originalitate, chiar dacă ultimul șurub este unul original sau înlocuit cu unul neoriginal. Juriul are cunoștințe tehnice ca să poată să jurizeze mașinile corect. Mașinile care au făcut istorie și au readus parfumul de epocă în cetatea din orașul nostru au oferit oportunitatea târgumureșenilor de a pătrunde în atmosfera bătrânelor doamne pe patru roz. Oamenii sunt totdeauna dorniși de nou, dorniși de asemenea de lucruri frumoase, iar dumneavoastră nu faceți altceva decât redați ceea ce a fost patina timpului. Pentru că în momentul în care tinerii vă văd astăzi de mașinile dumneavoastră, vă privesc cu foarte mare respect, pentru că știu ce a însemnat mașina la vremea respectivă. Premiul special al juriului a fost atribuit unui Citroen Traction Avant din 1955, deținut de Marian Comșa, în vârstă de 47 de ani, din Brașov. E un Citroen din 1955, Traction Avant, mașina gangsterilor. E prima mașină cu suspensie independentă și prima mașină cu tracțiune față. O am cam de aproape un an. Am reușit să restaurez o parte din ea, respectiv partea de motor, de transmisie și electrică, și o să urmeze restul. Germanul Axel Kochnen, stabilit în Snagov și deținătorul unui Auburn Speedster, model care este prezent și în celebrul film Breakfast at Tiffany's, a fost răsplătit cu locul 2 la categoria postbelly cabriolet. It's a very fast machine. It has 400 horsepower and 7 liter engine and takes 25 liter per 100 kilometer. So it is a show car. It is from the 1937. But it's a second generation, it's made in 1974. And this model was also in the movie from Breakfast at Tiffany. Premiul special Best of Show a fost atribuit autoturismului Triumph Renault din anul 1952, aparținând unei firme de restaurări auto. Bucuria de a reface un lucru vechi constă în faptul că poți să folosești această mașină și de multe ori când te plimbi cu ea, aduci zâmbete pe stradă. Este o onoare să fim recunoscuți așa, nu neapărat cea mai frumoasă, dar cel puțin ne-am străduit să fie și mulțumim organizatorilor de acest privilegiu. Aflată la a doua ediție, Parada Vehiculelor Istorice de la Târgu Mureș s-a dovedit un real succes, participanții declarându-se mai mult decât încântați de atmosfera creată aici.